Salutare lume, eu sunt Alex și bine v-am găsit la un nou clip. Nu am făcut niciun clip în care să reacționez la comentarii pe acest canal, adică am făcut un Q&A și cam atât și m-am gândit să fac unul. O să fie comentarii și negative și pozitive, nu am prea multe negative, așa că da, am pus și cam pe toate negative care le-am găsit la ultimele clipuri și câteva pozitive. Haideți să începem! Ok, primul comentariu după cât îl vedeți și voi de la Ovidiu Uxulescu. Fă și tu două clipuri pe zi cu FIFA Mobile la 50 de like-uri sau îmi convic toți prietenii să-ți dea dislike. Păi în primul rând ești analfabet și în al doilea rând spunem tu un YouTuber care pune două clipuri pe zi cu FIFA Mobile. Ce hai să fim serioși e inuman lucrul ăsta. Cei care pun câte un clip pe zi sunt eroi dar apoi să mai pui și două clipuri. Și partea că îți convingi tu prietenii să dea dislike chiar nu mă interesează ce faci. Hai să trecem mai departe. Avem aici două comentarii. Primul, dă-te în morții mătii că după ce postează totul mobil, postezi și tu, dă-te drag cu așchilopatule. În primul rând, aceeași problemă. Nici tu nu știi să scrii, dragă, HDRO sau cum te-o chema, pe tine. Și în al doilea rând, nu, nu adică îl urmăresc pe totul mobil, dar nu îl urmăresc ca să văd, băi, când postează totul mobil să postez și eu. De ce, de ce, aș face asta? Adică, serios acum. Și al doilea comentariu de la Mirel, joacă bine, sper să mă în chinuri, să vină un tigan negru, să-ți scoată ochii, să se pije pe ei, să-ți dea muie bună. Până... Vai de capul meu. Așa, așa. Ok. Deci, în primul rând, să știți că comentariul ăsta e fake, e de la cineva din clasă, de la mine și... Sărăcuțul băiat a vrut să apară și el în clip. Da, ce, ce pot să-i spui? Sebi, Sebi, mă întreabă dacă fac școală, că dacă da, nu se vede. Sebi, te asigur că da, fac școală și am și note destul de bune și să vă spun ca un sfat, așa. De fapt, nu e un sfat, dar să vă spun că dacă știi cum să te organizezi, ai timp de absolut toate lucrurile. Următorul comentariu de la Florin, ales când ai 2000 de abonați, postez de două ori pe zi FIFA, nu am cum să postez de două ori pe zi și Florine, ai grijă cum înscrii numele, adică serios, ales, nu mi-a mai zis nimeni ales. Din nou comentariu de la Sebi, vai de capul tău de în alfabet. Deci comentariul ăsta te-ai făcut singur analfabet, draga Sebi, și nu cred că mai are rost să zic eu ceva. Ai zis tu despre tine destule. De la Alex, Alex, Sal salut, băi căcatule. Deci mai întâi îmi zice salut, deci mă respecte și după aia băi căcatule își dă-te în pula mea. Orfane, oferă content, bă, dar tu n crati, mă. Nu stăm noi să-ți vedem căcaturile tale, fă pe copănii cu Team of the Year, ce pula deci hai să o luăm așa, eu nu te-am înjurat, deci nu ai dreptul să mă înjur și nu am făcut nu știu ce în clip ca să ai dreptul să mă înjuri. Îmi este rușine, sincer, că îmi porți numele, Alex, și uh, cred că ai și tu nevoie de câteva ore de română. Haideți să mergem mai departe, mi se pare mie să vorbești în șoaptă. Nu vorbesc în șoaptă, asta este vocea mea normală, dar nu vreau să urlu. Ok. Voi nu vedeți mereu că schimbă poza de sus, de la un pec anume, ba este cu Liverpool, ba cu Manchester City. Nu știi să minți, frate. Și acolo un răspuns foarte aferent, bravo băiatul, dar doar am zis și în comentarii și pe grupuri să-mi lăsați poze de la pecurile cele mai bune ale voastre. Nu am zis că sunt jucătorii mei și e ireal să fie. Nici dacă aș fi băgat bani în uh, joc nu ar fi avut cum să fie toți jucătorii mei. E un comentariu de la pe opening, ca să știți și voi. Cum pot să crezi cum să fie așa de prost să crezi că ăia toți sunt jucătorii mei? Aici ba nu mă întreabă de unde am bani, de cum am cumpărat coins sau cum am făcut atâția bani. Deci v-am spus, am cumpărat coins, cred că am aproape un an de când am cumpărat și băiatul de la care am luat, nu cred că mai vinde. Dacă vinde, o să vă zic în clipurile următoare. Să vedem ce avem aici. Bă, da, ești pretențios, îți pică nasri, căcat, îți pică carvahal, nimic. Vrei Timo, vrei Timo el, Da, Băi, cred că e normal să fiu nemulțumit pentru un carvahal sau pentru un nasri, nu, adică până la urmă am băgat 2-3 milioane în pecuri. Hai să vedem aici fun Games. să încearcă să nu mai fi ceea ce nu ești că nu prinde bine la public. Eu zic că am fost cât de natural am putut și chiar dacă nu am fost așa, a prins bine la public, dar am fost cât de natural am putut. Merci că mi a arătat acest jucător. Este bestie, mulțumesc mult încă o dată și continuă baftă. Îți mulțumesc pentru acest comentariu, Robert. Să vedem, mai avem două comentarii de la Luca Like și canalul lui Marius spune Bravo, bravo, continuă boss. Îți mulțumesc pentru comentariu, Marius. Iar ultimul comentariu, salut, sunt nou și ți-am dat like și subscribe și faci o treabă foarte bună. Îți mulțumesc, Gianni, pentru comentariu. Cam atât cu acest clip, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like și vreau să vă rog să mergeți în descriere, mergeți la profilul meu de Facebook, îmi dați cerere de prietenie acolo toate cele și să îmi trimiteți pe privat clipuri cu goluri frumoase marcate de voi în FIFA Mobile. O să fac un clip și vă pun și golul vostru. Până data viitoare, numai bine!